Bine v-am găsit! Bine ați venit în instituția noastră și vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră de a sărbători împreună Ziua Internațională a Muzeelor. Am dorit să vă invităm pentru a ne putea bucura de tot ceea ce faceți dumneavoastră și pentru a umple această zi pe lângă activitățile pe care le-am avut cu copiii, o serie de activități cu elevii de liceu și de un moment de suflet pe care sunt convinsă că îl vom trăi cu bucurie. Mulțumim și invitațiilor noștri. Vă mulțumim că ne-ați invitat. Ne bucurăm că ne-ați invitat și vă asigurăm că de fiecare dată când veți apărea la noi, o să fim alături de dumneavoastră. Înainte de a începe microrecitalul nostru, dați-mi voie să vă prezint pe membrii grupului de folk motor din Iași. În dreapta mea, Adela Deac, Bogdan Suciu, Daniel Cristia și Lea Musco. Nu știu, dacă am pronunțat Lea, am pronunțat. Totdeauna am probleme când pronunț numele. Nu mai Lea. Deci, microrecitalul nostru, am pregătit vreo 7 piese pentru dumneavoastră. Sperăm să vă facă plăcere să le ascultați și, de ce nu, să cântați alături de noi acele piese pe care le cunoașteți. Primul cântec se numește Păpușarii. Pe versul lui Adrian Păunescu, muzica Vasile Martane. Se trezesc morinte în abia. Totuși, cine îi încurajează? Totuși, cine îi atâță cruci? Cine e directorul de teatru? Totuși, păpușarii cine sunt? Hai la teatru că e iarăși drama. Ce frumos păpușile dansează, tremurând în mâini de păpușari. Teatrul nostru de marionete își reintră dreptul de suet, iar pe scenă curge iarăși sânge. Cine îi încurajează? Totuși, cine
dumneavoastră, dar puteți să aplaudați. Se numește Traseu de carieră. Niște versuri care le-am găsit pe internet și am compus o piesă. De fapt, este o parodie și se adresează acelora care schimbă principiile și valorile, adică trec dintr-un partid, dintr-altul, ținând cont de propriile interese și nu de interesele doctrinare și valorice ale partidului. Sper să vă facă plăcere și să îndrăgiți. Ești politician și nu încântător, îi nici mereu pe-a zis.